De data asta o să vă arătăm una dintre bisericile care a fost înghițită de apă, exact la coada lacului Cinciș. După cum vedeți, biserica se află la coada lacului. Acum apa e mică, au fost momente de-a lungul anilor în care apa a fost mult mai mare. O să mergem și o să filmăm în prim plan cum arată aceste biserici. Sunt mai multe, nu e doar una, cum crede lumea. Da, ca să ajungem la biserici a trebuit să urcăm până în satul de Alumic și de acolo am coborât pe un drum prin pădure. Un drum destul de abrupt, dar frumos pentru a face o drumeție. Nu e ușor de găsit drumul ăsta, nu mulți dintre voi probabil o să-l găsiți. Cred că e mai simplu să treci pur și simplu pe râul Cerna prin apă și să vii la biserici să le vezi. Însă trebuie avut mare grijă și acolo pentru că e nămol și riscați să rămâneți împotmoliți în nămol. Coborăm așa încet. Da, se vede așa o urmă de cărare. Ce frumoase sferigile astea. Plin de ferigă în jur. Am ajuns și pe malul lacului. După cum se vede aici, am găsit un adăpost făcut de ceva pescar. Pare că și-a candat silința. Pare de mult abandonat. Aici o roată de mașină. Și-a dat un pic silința, s-a chinuit. S-a cam chinuit aici. Ce-i drept omul. Și ce interesant ce am găsit aici e această băncuță care are sculptat aici un pește. Nu-mi dau seama ce fel de pește, după formă pare a fi ceva păstră sau știucă, pare mai lunguieț așa. A, frumoasă sculptură. Apa aici e destul de adâncă, deci cu siguranță nu se trece ușor. Iată că am ajuns și la biserică. Una dintre bisericile care a fost înghițite de apă. Acum nivelul apei mult sub biserică. N-ajunge nici măcar până la fundație. Însă, după cum știți, odată apa era undeva la 2-3 metri. O să ne uităm să vedem dacă se mai vede urma până unde ajunsese apa. Deci biserica e foarte mare, are undeva la vreo 25 de metri înălțime. E destul de mare și de impunătoare. Haideți să vedem cum arată și la interior. Până acolo se vede, undeva până acolo ajunsese apa. Se și vede cumva. Deci vă dați seama că toată zona asta de aici era înghițită de ape. Haideți să vedem
pereți groși de jumate de metru. Cruce de lemn. Foarte interesantă. Aici era turla bisericii. Cum am zis, cred că are o înălțime undeva la vreo 25 de metri. Mă mir că turla încă rezistă. Pare fi făcută din lemn. Se poate vedea nivelul apei, cam până unde ajunsese. Se poate vedea diferența de culoare între partea de jos și partea de sus. Deci, aici acum stau eu, apa întrecea peste cap. Când era lacul la cota cea mai mare. Aici găsim ceva 1977. Cum au mai scris oamenii de-a lungul timpului. Mare lucru în interior n-a mai rămas, se mai observă așa un pic sculpturile și designul care l-avea. Geamuri mari. Acoperișul, după cum se vede, s-a prăbușit. Copacii au început să crească în mijlocul bisericii. Da, așa este. Natura revendică înapoi. În 50-60 de ani, probabil, și cărămizile astea or să se sfărâme și o să se prăbușească, n-o se mai cunoască urme. Aici este pus o cruce de lemn. Până la urmă, aceste biserici care au fost înghițite de apă, de ape și rămase așa abandonate, în paragină, distruse, sunt și unul dintre motivele despre care se vorbește, cum că acest lac ar fi bântuit, blestemat, cum că înghițirea apelor a acestor biserici a fost un mare păcat și cumva din cauza asta a apărut aceste legende cu blesteme, cum că lacul ar fi bântuit, cum că sătenii au blestemat. Aici mai avem o încăpere. Și aici probabil erau scările care duceau la un fel de balcon, de unde probabil puteai să vezi mai de sus slujba sau... Se vede, da? O dată frumoasă, aranjată. Acolo se vede o piatră decorativă. Cât de mult s-a muncit pentru construirea unei asemenea biserici de mărimea asta, atunci, în anii ăia. Și cum a putut să rămână așa în paragină? De aici, pur și simplu înghițită de natură, de tufe, de crengi, nu se observă. Aici, cel mai sigur, avem niște vechi morminte, după cum se vede. Aici era un mormânt mai domnesc, care s-a cam ales praful de el, nici nu se mai cunoaște. Nu se vede nicio inscripție, nimic. Da, cam asta e biserica, invadată de natură, de plante, după cum se vede. Și ce vreau să vă mai arăt, ceea ce multă lume nu știe și nu se observă așa de ușor de la drum,
e că undeva aici, în jurul acestei biserici, mai sunt și alte biserici care au rămas în paragină, care au fost înghițite de apă, de care multă lume nu știe. O să încerc să le găsesc, să vi le arăt și pe acelea. Foarte, foarte veche. Aș fi curios cam din ce an data această biserică. Mie îmi pare a fi cu mult mai veche decât cealaltă. Se vede construcție din piatră naturală. Un copac care cred că are undeva la vreo 50 de ani cel puțin, care a crescut din interiorul bisericii. Ceea ce mă face să cred că această biserică este foarte, foarte veche. La interior, pur și simplu, nici nu se mai cunoaște. Asta se alege de o încăpere așa de mare, după, cred că, mai mult de 100 de ani, de la care ea a rămas abandonată. Probabil biserica asta era abandonată cu mult înainte de creerea lacului. Da, este invadată de această plantă și de iederă. Se vede. Mulți spun că în aceste biserici e bine să vii să spui o rugăciune și că Dumnezeu te aude cel mai bine dintr-o astfel de biserică. Biserică veche, chiar dacă este în paragină și părăsită, se zice că e bine să faci asta. E doar o legendă, eu nu știu dacă e adevărată. Vă las pe voi să spuneți treaba asta. Nu-ți vine a crede ce a rămas din locurile astea odată, incredibile. Hai să continuăm să vedem ce mai găsim. Foarte interesant ce am găsit aici. După cum se vede, zidul ăsta este construit din piatră naturală și aici este construit pur și simplu în stâncă. Este lipit de stâncă, deci aici a fost o stâncă mare și ei au început să lipească de ea pietre. Se vede. Foarte interesant. Eu sper să o găsim. Știu că e pe aici, pe undeva. E foarte greu accesibil asta. Nu oricine știe de ea. Aici se vede că a mai fost ceva. O structură mare. Mă întreb ce-a fost. O casă oare? Sau o biserică? Sau cine știe ce încăpere? Se vede. Niște sălci imense. Și de aici încolo e destul de periculos. Dacă te duci pe lângă apă, e mlaștină. Nu e indicat nimănui să umble pe acolo. Și aici, dacă ne uităm cu atenție, cred că am găsit cea de-a treia biserică, una de care mai puțin oameni știu. Ea nu se vede de la drum, e ascunsă. N-am mai fost niciodată nici eu, deci sunt foarte curios cum arată. Hai să vedem. Aici se poate observa o brățară cu părintele Arsenie. Deci cineva a venit la aceste locuri străvechi și pare că a spus o rugăciune și a lăsat brățara aici. Cum am zis, plin de legende și de mituri acest loc. Cum se vede, o biserică rămasă și ea pur și simplu în sălbăticie, nici nu se mai cunoaște. Deci copacul ăsta, uite-te cât e de gros. Copacul ăsta are 100 de ani pe puțin. Și e crescut în interiorul zidurilor. Deci asta înseamnă că biserica asta datează de
sute de ani chiar. Haideți să vedem dacă găsim și o inscripție, să ne... Da. Știu că nu suntem documentați, dar cred că ăsta e farmecul videoclipurilor noastre. Sunt locuri care nu ne așteptam să le găsim, cum e această biserică. Auzisem de ea, se vedea de undeva din depărtare, nu credeam că o să putem ajunge la ea. Lucruri nu se știu foarte multe despre ele. Motivul pentru care au fost lăsate așa. O să intru puțin înăuntru. Se vede și ca prin minune, partea de sus a rezistat mai bine. Poate că din cauza că partea de sus nu a fost scufundată în apă. Și asta să fie una dintre cauzele. Aici avem o inscripție din 1988, probabil făcută de oameni. Părăsită probabil la timpul ăla era. Da, cam astea au fost bisericile înghițite de ape din jurul lacului. După cum vedeți, sunt mai multe și sunt foarte interesante. Fiecare pare să dateze din alți ani. Unele par mai vechi, altele par mai recente. Foarte interesant ce a rămas. Se vede și aici, apar a fi ceva morminte vechi. Ele pot fi vizitate dacă știți drumul, dacă aveți un pic de grijă. Puteți să veniți să le vedeți. După cum vedeți, lacul și împrejurimile lui e plin de mistere, plin de astfel de lăcașuri, plin de sate părăsite. Legendele sunt multe, miturile la fel. Vă las pe voi să lăsați în comentarii care sunt părerile voastre, de ce au rămas aceste lăcașuri părăsite, de ce au rămas aceste sate părăsite. Lăsați un comentariu. Ne-am întors de la coada lacului, am găsit acest locaș făcut din lemn, popas. Stăm, bem un suc și după care ne continuăm drumul spre Ținutul Pădurenilor, unde căutăm un loc unde să noptăm în seara asta, să punem cortul. Da, asta pare să fie locul de cort unde o să stăm noi în seara asta. Pare cel mai ok. Avem un mic râu, pârâu aici, care pare murdar, nu contează. Pare că acolo cineva a mai făcut focul. Locul pare drept, frumos, sălbatic. După cum vedeți, cortul e aproape montat. E un cort de la Decathlon Arpenas Family 4.1.
E de 4 persoane. Foarte mare și spațios. După cum vedeți, am pus cortul într-o zonă unde este un concurs de KTM-uri. Mai avem niște cuie de bătut. Da, după cum vedeți, așa e cortul la interior. Aici e dormitorul, aici se doarme. Ne-am pus și noi sacii de dormit. Avem o saltea gonflabilă. Cameră unde pot fi puse două scaune, o masă și în caz de furtună sau de ploaie se poate sta fără nicio problemă. Însă vremea pare a fi bună. Sperăm să nu fim surprinși de vreo furtună. Și ne întoarcem înapoi la corturi. Ce am observat acolo mai jos era un rac. Ne-am adus și niște lemne. Ce am mai găsit pe aici? Da, am pus să facem două bucăți de piept de pui la frigărui. Așa, în stilul clasic. Și în zona asta, extraordinar de liniștită. Nu se aud decât animalele sălbatice, păsările de noapte. Nici că se poate un loc mai bun în care să mănânci ceva făcut la jar. I know very well that you want to rule us.